Și el este foarte bucuros că a reușit să intre. Da, dar era un drept al meu, nu cred că trebuie să fiu bucuros pentru treaba asta. Pur și simplu am apreciat că s-a făcut o discriminare absolut impardonabilă, adică să lași doar cetățenii acestui oraș, Iași, care până și ei erau nemulțumiți și am vorbit cu foarte mulți ieșeni și mi-au spus că nu ni se pare corect, lor nu li se pare corect, ca restul credincioșilor să nu poată să intre la Sfânta Parascheva. Dar cum preoțimea patrioată încă n-a murit încă și există, am intrat și noi aici pentru că unii oameni înțeleg că dreptul la religie și la credință aparține tuturor, indiferent de religie și cult și indiferent de credință. Până la urmă, toți ar trebui să poată să intre, toți cei care sunt în acest moment în Iași și care vor să vină la racla Sfintei Paraschiva, să se închine, să își pună o dorință așa cum e obiceiul, toți ar trebui să poată să vină să facă acest lucru. Pentru că aș vrea să vă spun un lucru important, zic eu. Punctul de vedere al Patriarhiei nu a fost luat, iar punctul de vedere al Patriarhiei este opus punctului de vedere al Guvernului. Așa că aș recomanda pe viitor ca Guvernul și mărimile politice să nu se mai bage în credință, pentru că nu e a lor credința. Or fi ale lor pandemiile, or fi ale lor manipulările, or fi ale lor sumele de bani pe care îi cheltuie, or fi ale lor alte lucruri, chestiuni de ordin administrativ, dar religia și credința nu este a nimănui decât a fiecăruia dintre noi în parte. Deci noi am venit aici indiferent dacă am fi fost lăsați să intrăm, ceea ce ar fi fost o încălcare flagrantă a drepturilor noastre, și iată că am intrat. Dacă o să mă întrebați cum am intrat, pur și simplu s-au deschis toate porțile și am fost lăsați să intrăm. Simplu ca bună ziua. Așadar, Curtea Mitropoliei din Iași efectiv s-a umplut în acest moment de oameni.